de la școală. Astăzi o să începem un video, ce anume cum arată o zi din viața noastră, adică cu dus la școală, cu... Traficul din Timișoara, în fiecare dimineață am găsit și scurtătură și tot degeaba, pentru că și aici este trafic. Adică orice străduță ai lua, orice scurtătură, tot aceeași chestie. Eventual ar trebui să plec la 6 dimineața de acasă sau 6 jumate. Ceea ce nu-mi doresc pentru ei, să-i trezesc atât de devreme. Dar, nu. Vedem ce o să facem de la anul. Aș pur și simplu jumate de zi până la ora 1-2 cu dusul la școală și cu luatul și așa mai departe. E puțin aiurea, dar o să vedem ce o să facem. Hai să vă arăt traficul, că poate o să ziceți că nu e adevărat. Cam așa, stăm la semafor și îi gen trafic stop and go. Adică oprești, mai mergi puțin și tot așa. Și n-ai cu așa ceva. Uite, de afară autobuz de ieri. Te văd zgârtura aia acolo, la jos. Da, l-am lăsat și pe Patrick. Am întârziat 10 minute, pentru că nu se putea. Fără să întârziem, logic. Dar e ultima zi, urmează vacanța de Paști, prima vacanță de Paști a lor în România, adică stând aici, locuind aici, mă refer, pentru că am mai fost de Paște aici. Cred că nu am apucat să vorbim. Dacă vreți să fac un video separat, să-mi scrieți în comentarii despre venirea noastră în România. Deja avem jumătate de an de când suntem aici. Aș putea să spun câteva lucruri care îmi plac, care sunt ok și care nu. Vă spuneam, dacă vreți să
facem un video separat despre puterea noastră în România și cum este până acum. Să scrieți. Dar ca să vă zic un lucru care nu îmi place pe nou, unul din ele este asta cu traficul. Deci traficul aici în Timișoara e haos. Mă refer la chestia asta cu faptul că în trafic mulți oameni în România, mulți șoferi fentează regulile, nu-ți acordă prioritate atunci când tu ai prioritate, se bagă în fața ta, îți dai calea chiar dacă... Na, în fine, sunt situații și situații, sunt chestii care nu sunt ok. Cu toate că zic asta și din cauza că de când ne-am mutat în România am avut parte aici în Timișoara de multe faze ciudate. Mulți mi s-au băgat și se bagă pur și simplu în față, stai calea, nu semnalizează. Multe, aș putea să vă zic aici peste o oră, să vă zic. Ceea ce nu mi se pare ok. Astăzi nu știu ce o să facem, eventual aș vrea ca după ce îi iau pe copii de la școală, astăzi, Eric o să iasă mai repede ca Patrick. De fapt o să-l iau numai pe Eric, pentru că Patrick o să meargă la un coleg de-a lui de clasă, care este și prieten. Eu o să mă duc cu Eric în Iulius. Dacă îmi țin ochelarii, pentru că este soare. E un soare din ăla de dimineață și e enervant și nu o să văd să conduc. De-aia îmi țin ochelarii, să nu credeți că e din lipsă de respect sau că aroganță sau din astea, dar chiar e un soare enervant. Da, deci o să merg cu Eric după școală, pentru că doar el o să vină acasă azi. După Patrick o să mă duc mai târziu. Vreau să mă duc până la Iulius, pentru că până astăzi au montat o lună imensă deasupra, este un fel de mini lac acolo în Iulius Town, și aș vrea să mă duc cu el să facem niște poze, am și aparatul cu mine și după aia, da, nu știu, vedem ce să mai facem. L-am luat pe Patrick de la Hunot. Cum a fost? Bine. Bine? Ce-ați făcut azi? Am săit în apă. Mai ții frică? Să nu. Nu. Cum e Ovidiu, profesor? Da, bine. E bine? Bine, dar nici o viață. Că nu face bine sau să țin de bahă. Nu? Și astăzi am primit sticker. Nu crezi că fiecare zi prime. Și nu-mi place că tu nu ai dus chiloți. Da, am uitat. Te mai slipi pe tine, nu? Da. Așa. Da, și nu mai trebuie să mai lași un lemn. Păi, tocmai că l-aș primi. Ba da, trebuie. Doar că nu știu când iau vacanța ei. Și mâine merg la un prieten. Nu chiar. Chisti. Îmi place să vin niște chisti. Chisti? Spectăm și să ne ducem în parc. Sau aici acasă să putem ouă. Aici acasă. Să dați un big like și să dați pe clopoțel. Nu știu dacă vi l-am prezentat pe nou membru al familiei care se cheamă Hamsty. Așa i-au pus Patrick numele și care acum doarme. I-am pus acea cismuță și a tras de toată chestia asta înăuntru. Tot puful ăsta
patul ăsta pe care îl pun aici în cușcă. S-a băgat acolo, nu știu dacă se vede. Da, unde aia și-a tras, trăgea ieri cu lăbuțele, mânuțele lui ale mici. Și acum doarme. Doarme bine, toată ziua doarme, nu știu noaptea ce face. Noaptea, din câte știu, e treaza, nu l-am auzit niciodată. Și dacă se vede, dacă vedeți ceva acolo, nu. Hai să fac și trebuie și eu. Mai faci un și De ce nu am făcut sunete? O să te ajute la orice. Da. Aha. Cu inima mea. Și pe Iisus și pe tine te iubesc. Și eu și Iisus te iubim. Bine, bine, tu ești un copil special. Dragilor, cam atât în vlogul de azi. Noi ne revedem cât de curând la un nou vlog. Nu uitați să lăsați like, subscribe și ce mai vreți voi. Vă pupăm!